cum mai fie, de flori și omenie. Măi muntene, măi vecine, vino să te prinzi cu mine, și la viață cu unire, și la moarte cu frățire. Unde-i unul, nu-i putere, la nevoi și la durere. Unde-i stoi, puterea crește, ci dușmanul nu sporește. Amândoi suntem de-o mamă, de-o făptură și de-o samă, ca doi brazi într-o tulpină, ca doi ochi într-o lumină. Amândoi avem nume, amândoi o soartă în lume. Eu ți-s frate, tu ești frate, în noi doi un suflet bate. Vin la Milcov cu grăbire, să-l secăm dintr-o sorbire, ca să treacă drumul mare peste a noastră vechi hotare. Și să vadă sfântul soare într-o zi de sărbătoare, ora noastră cea frățească pe câmpia românească. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe pământul României. Iar va rea din hol de fiară, iar dușmanii din țară, între noi să nu mai fie decât flori și omenie. Măi muntene, măi vecine, vino să te prinzi cu mine, și la viață cu unire, și la moarte cu frățire. Unde-i unul, nu-i putere, la nevoi și la durere, unde-i stoi. Bună ziua din nou, bună seara din nou pentru cei care ne urmăresc de pe alte continente. La mulți ani românilor de pretutindeni, la mulți ani România, Doamne ocrutește România. Alături de mine, în a doua parte a intervenției noastre din Centrul Cultural Latia Tracia din Electo, se află domnul Emanuel Cioacă, colegul, să spunem, colegul nostru de la FRF TV, Federația Românilor de Pretutindeni, care va fi moderator în continuare cu invitații pe care avem în ora următoare. Bine ai venit, Emanuel, și am să-ți predau legătura, ca să zicem așa. Da, bine te-am găsit, Mircea. Bună ziua, bună seara, bună dimineața, fiindcă avem invitat și din New York. Da, bine v-am găsit, român de pretutindeni. Hristos a înviat. Laura Levitsky din New York aici. Da. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat și la mulți ani tuturor românilor de acasă și de pretutindeni. Da, bine v-am găsit, dragi români de pretutindeni. Chiar suntem de pretutindeni, fiindcă o avem pe Laura din New York. Avem pe Otilia din București, pe domnul Horeț din București, bineînțeles. Eu sunt tot în București, dar am plecat în Anglia de mult timp și așa mai departe. Haideți să începem cu Laura, fiindcă e de New York și plus de asta e mult mai departe de țară. Laura, de ce pleacă românii din țară? Bună, Emanuel! Este o întrebare foarte bună care ar trebui de 30 de ani pusă guvernanților români. Eu am să vă dau două răspunsuri, unul subiectiv și unul obiectiv ca analist de business. Cel subiectiv, povestea mea începe în 2007, când am terminat la Cluj Politehnica și, normal, căutam să
îmi găsesc un loc de muncă. Din perspectiva locurilor de muncă, situația era precară de atunci și posturile, așa zis, bune, care m-ar fi propulsat în carieră, în cazul meu a fi lucrat la bancă, asta însemna, însemna 1000 de minim 5000 de euro și să cunoști director din instituția în care vrei să te angajezi. În ziua în care am decis să plec, în acea zi a fost anunțată că în două zile să mă prezint la servicii la bancă. Vorbisem cu un director și așteptasem cam între 6 și 9 luni să se întâmple minunea. Apoi plecarea mea s-a datorat faptului că devenisem din ce în ce mai, cum să spun, cu o mentalitate neînțeleasă. Iar acum, după 14 ani de America, când mă întorc acasă, este ca și când sunt căzută de pe lună. În sensul că lucrurile acolo se mișcă foarte încet, aici dinamica schimbărilor este mult mai accelerată. Și în bine și în rău, deci lucrurile în bine aici se produc la o rată, cu o dinamică mult mai mare. Și atunci, după ani de zile, când o iei de la zero și muncești, nu te compromiți, ajungi să faci o carieră, ajungi să ai o familie, să te integrezi în noul sistem. Când te întorci acasă și vezi că nu s-a schimbat nimic sau lucrurile au evoluat dimpotrivă, din jos în mai jos, din rău în mai rău, atunci, chiar dacă poți să te pensionezi oriunde în România, nu mai reușești să găsești, din punct de vedere al mentalității, un punct comun. Sunt oameni excelenți în România, și fără studii și fără studii, și fără studii și cu studii. Sunt oameni excelenți în România care n-au plecat niciodată peste hotare, dar cu care ai ce să discuți. Însă oamenii aceștia sunt marginalizați, sunt dați la o parte, fie că sunt la pensie, fie că nu au voce, nu au stiloul puterii în mână. Și atunci oamenii, chiar dacă ar vrea să facă ceva pentru România, nu pot să facă nimic. Ca și analist, un răspuns de ce românii pleacă din România, citeam că 11 milioane de români formează diaspora și românii din ținuturile luate de străini, Republica Moldova, Serbia, Croația. Anual se trimit în țară miliarde bune, adică 3% din PIB, citisem undeva 5,6 miliarde de euro. Se trimit în țară de oameni din diaspora, cel puțin un membru din fiecare familie de român este plecat în străinătate și normal caută să-și susțină familia rămasă acasă. De ce am plecat din România și de ce se produce migrația asta în masă ca după război? Este pentru că România nu mai are conducători reprezentativ român. România este o colonie la subordinea unor străini care, într-adevăr așa este, într-adevăr așa este. Tot ce înseamnă puncte pe agenda lor fără să le pese de români. Care crezi că este soluția? Care crezi că este soluția ca să putem să ne luăm țara înapoi, să nu mai ne conducă străini? Soluția este următoarea. Și asta este, acesta este punctul meu de vedere subiectiv. Deci îmi iau responsabilitatea acestui răspuns. Odată ce se știe numărul magic, 23 de milioane, când se făcea pe timpul lui Ceaușescu recensământul, eram 23 de milioane de români. Ei, acum 11 milioane suntem în afara țării, aproape jumătate în țară trăim în afara țării. Da? Ne-am împărțit țara în jumate. Jumate suntem în țară și jumate în afară. Ei, răspunsul la întrebarea ta, iarăși trebuie pusă politicienilor, dar n-ai cum să întrebi pe hoți
și să primești un răspuns corect de la hoț, da? Răspunsul meu al Lorei Levitsky este următorul. Toți cei care au venit la putere după căderea lui Ceaușescu, 30 de ani de zile, să zică să rămână dacă nu intră în pușcării și să plece acasă, sau dacă justiția se redresează. Noi nu avem curent justiție în România. Procuratura, judecătoria, toate sunt, poliția, toate sunt în slujba politicienilor. Ei, toți cei care au fost la putere timp de 30 de ani să plece acasă cum or putea. Da? Și să lase loc. Foarte frumos. Foarte frumos să spui. Să plece. Nu mai aibă dreptul vreodată la a candida pe o funcție politică în România. Dacă vor să candideze în Congo și lasă legea, n-au decât, dar nu în România. Pentru că în România au arătat ce au putut. Ne-au vândut țara pe bucăți la străini. Scuză-mă, Laura, dacă se întâmplă aceste lucruri în America, adică corupția care o vedem în România, ce pățeau acești oameni care ne-au condus timp de 31 de ani? Oriunde este picior de om pe pământ, există corupție. Dar una e să vorbești de corupția din Suedia, unde dacă dai la o bancă mai mult de 3 flori la casierul de la ghișeu, începe să se cheme corupție, da? Versus în România îți vinde combinatul siderurgic, fabricile cu totul, obiecte de patrimoniu, clădiri de patrimoniu național cu totul, căi ferate, flotă, absolut totul, cec, totul. Și spitale, nimeni nu este tras la răspundere. Ei, asta arată cât de grozavă este corupția, da? Cât de putregăit este sistemul. Când oamenii, pacienți, se duc în spital cu speranța că să se însănătoșească și rămân arși pe pat de spital. Spitalele românești s-au transformat în morgi și nimeni nu este penalizat, nimeni nu este tras la răspundere. Asta spune foarte multe. Deci corupția va fi și va exista oriunde este picior de om. Corupție există și în Statele Unite. Și încep să iasă din ce în ce mai mult la iveală niște lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple într-un stat ca Statele Unite. Tărâmul făgăduinței din punct de vedere al libertății, drepturilor omului. Aici este un melting pot, adică români de peste tot din lume ajung în America, ajung foarte greu, unii au ajuns pe barcă, unii au murit prin containere, numai să ajung în America, da? Și asta vorbesc de oameni de peste tot din glob, de pe glob, da? Ei, când drepturi primare sunt încălcate, când ești ținut în casă la comanda cuiva, iar stânga-dreapta ta se construiesc clădiri rezidențiale pe tot timpul pandemiei. Da? Asta spune multe. Când sateliți se lansează pe Marte și unele fabrici cu un anumit scop nu își opresc activitatea chiar și în pandemie, deși nu sunt esențiale, să zicem, să lansezi sateliți pe Marte nu este un lucru esențial, să construiești rezidențe noi de lux nu este un... Nu o să mă leg de antenele 5G, îmi pun teoria cei care acuză de conspirație în cap. Dar eu vorbesc de... Am dat exemplu de două lucruri care arată clar că ce s-a întâmplat la nivel global este programat. România este foarte văluc și trasă. Așa suntem vai de capul nostru. A venit și asta peste noi, ne-a îngenunchiat de tot. Cum ne reluăm țara înapoi, oamenii care încă mai au neuroni în cap, oamenii care încă mai gândesc, oamenii care au fost crescuți de bunicii părinților după niște principii, care nu și-au pierdut coloana vertebrală, femei și bărbați, să se ridice
Și normal, cei care bun de făcut, dacă-i copil să se joace, dacă-i cal să tragă, dacă-i popă să citească, dacă-i bun la politică și îmi demonstrează care e istoric de bun la politică, să se ducă să fie politician. Dacă este bun inginer, să se așeze la masă cu alți ingineri de pre mai multe colțuri ale lumii și să începem să ne refacem țara, trebuie să reconstruite o grămadă, fabrici, combinate siderurgice, asta cere ani. Nu? Deci, da. Un plan care se face cu oameni de calitate, oameni uniți. Da, da, scuze-mă, Laura. L-avem pe domnul Ilian Hornesc, care are și soluția pentru toți românii care vor să se implice, să zic așa, în viața politică. Vă rog, domnule Ilian Horneț, care este soluția noastră pentru românii de pretutindeni, în general, toți românii? De 31 de ani tot prezint soluții guvernanților și nu sunt luate în considerație, și nu numai din partea inventatorului Ilian Horneț, ci și din partea patronatului investitorilor autohtoni, din partea Forumului Inventatorilor Români și din alte organizații din care mai fac parte, Cluster MedGreen. Important este că am primit de curând o sarcină și mă onorează, aceea de a coordona Partidul Românilor de Pretutindeni. Wow, ce tare! Sigur, deja avem un Partid al Românilor de Pretutindeni. Avem un Partid al Românilor de Pretutindeni. El a fost și este gestionat de Rețeaua Profesioniștilor Renaștem, care am înființat-o în urmă cu aproape un an. Grupul de inițiativă are în componență mari somități ale României. Aș aminti doar câteva dintre ele. Este profesorul Radu Dop, profesorul Colceac, profesor Stănilă, jurnalist Manega, istoric Vinereanu și mulți alții, peste 25 de somități ale României. Am creat acest grup de inițiativă și am sprijinit în alegere cel mai tânăr partid și cel mai, să spun așa, un partid antisistem, ca să dovedim că se poate, lăsând pe din afară câteva partide care au condus în cei 31 de ani. Vorbesc aici de Traian Băsescu, de Ponta, de Tăriceanu, de Voiculescu și de partidele de care sunt agățați. Este o victorie mare alegerile din după 31 de ani, pentru prima dată reușim să ducem acest un astfel de partid, dar noi profesioniștii ne-am organizat și am pus umărul să coordonăm Partidul Românilor de Pretutindeni, unde avem obligații foarte mari, avem obligații și onoarea de a crea această strategie de a uni românii în cugeți și în simțiri. Domnule Ilian Horneț, care sunt cerințele ca acești oameni români de pretutindeni, cum spuneam, să intre în acest partid? Ce cerințe aveți? Sigur, avem, ne-am făcut un mod de organizare ca să ajungem la toți românii. Primul mod este acel al seniorilor. Ei trebuie să se organizeze și să, împreună cu românii din secțiile de vot, acolo suntem noi axați pe cea mai mică formă de organizare, acolo unde oamenii se cunosc, și împreună să facă lista candidaților. Plecând de la bază, construind această piramidă, români, indiferent unde vă aflați, faceți acolo de unde ați plecat această listă a candidaților, viitorilor candidați, din oameni cinstiți, oameni harnici și oameni competenți. Sunt primele criterii pe care, trei criterii de care vom ține seama în mod deosebit, apoi trebuie să fiți patrioți, că altfel trebuie să vă întoarceți acasă în marea majoritate, pentru că avem proiecte să vă dăm aici locuri de muncă și să urnim această țară. Apoi, vreți să spuneți, mă scuzați, vreți să spuneți că aveți încredere mare în românii plecați în afara granițelor țării? Da, cu toți cei cu care am luat contact în ultimul an de zile, da, toți vor să vină acasă.
dar eu am cea mai mare încredere pentru că acolo este astăzi forța României, acolo avem cei mai mulți oameni, cei mai bine instruiți, cei mai disciplinați, au lucrat în sisteme în care a trebuit să se disciplineze și dacă n-au fost, da? Ei sunt forța tehnică a României, ei sunt de fapt, de aceea au și fost trimiși afară sau li s-a creat condiții să plece ca să nu împiedice hoția, prostia și trădarea care au ajuns la guvernarea României. Una era să iasă 1000 de tineri vânjoși afară pe stradă și să împiedice aceste nenorociri care se întâmplă de 31 de ani. De aceea toți președinții au îndemnat să plece. Și dacă ești doctor, zicea unul din președinți, dacă te l-a spălat vasă, ești mai bine plătit, du-te. Da? Atât și Constantinescu cât și Băsescu. Deci acesta este a fost o tactică de a elibera țara de forța ei și tradiția ei, de a lăsa lumea care nu știe limba, care nu pot să se descurce afară, să-i lase în țară să poată să-i manipuleze ei așa cum doresc. Eu cred că a venit timpul să ne întoarcem acasă, să refacem România, avem programe, avem proiecte. Sunt proiecte pe mediu, pe agricultură și pe energie care pot asigura 1 milion de locuri de muncă și sunt bani acum de investit. Le-am făcut proiecte către Ministerul Fondurilor Europene. Desigur că n-au cum să țină cont de ele. În primul rând că nu le înțeleg și în al doilea rând n-au voie și în al treilea rând ei nu vor. Dar va trebui în scurt timp să ducem repede acest partid, să-l organizăm în mare viteză, să-l instruim, pentru că toți candidații care vor veni din rândul și cu avizul acestor, să le spunem, găști ale seniorilor, să le spunem organizații, dar eu le-am zis simplu sfatul seniorilor, mai utilizat este sfatul bătrânilor. Deci îi vom școli pe toți, avem cum să-i școlim pe fiecare pe domeniul de unde vine, unde este... Domnule Ilian Horneț, sunt convins că dumneavoastră credeți mult în seniori, dar nu trebuie să uităm tinerii din ziua de azi, trebuie să ghidăm, nu trebuie să uităm oamenii care vor să facă ceva în România, trebuie să-i ajutăm. De ce pe dumneavoastră nu va ajuta niciun guvern, mai ales că aveți una dintre cele mai mari invenții la nivel planetar? De ce nu a venit niciun guvern să facă afaceri cu dumneavoastră, să nu mai plece românii din țară? Fiindcă numai dacă accepta un business cu dumneavoastră, cred că cel puțin 1 milion de români rămâneau în România, fiindcă nu mai pleca peste hotare. Păi, la momentul ăsta pot să spun că se deranjează foarte mult sau foarte multe clanuri, să le spun așa, în partea de mediu sunt e mafia gunoiului care se pătrunde foarte greu, cu toate că în strategia și în managementul deșeurilor am introdus tratarea termică și termochimică. Sigur, o să începe exporturile, pentru că și acolo am vrut să fac pentru prima dată în România cea mai mare fabrică de astfel de echipamente. Eram aproape să reușesc împreună cu cei de la ONU. Dacă nu venea pandemia, în mai anul trecut trebuia să plece o construcție de 240 de milioane, vreo 16 linii de fabricație. N-a fost să fie, era pentru România un boom, să spun așa, pentru industrie. La fel, în energie, suntem astăzi capabili să încălzim România doar cu biomasă peletizată, fără să tăiem vreun copac, că toată lumea când zic, aude de peleți, se gândește la peleții de rumeguș. Tehnologia Eco Hornets arde biomasă peletizată și nu copaci, da? Adică arde tot felul de gunoi. Tot ce arde granulat în această formă de peleți, pentru care am făcut o tehnologie cu arde cu temperaturi de peste 1200 de grade, eliminând fenomenul de formare a dioxinelor și a umidității din gazele de ardere, și aplicațiile sunt pentru toți și pentru toate domeniile putem să asigurăm energie, atât electrică cât și termică. Este unică în lume, la fel ca și instalația de piroliză. Domnul Horneț, o secundă. Vreți să spuneți că invenția noastră
dacă cineva o cumpără și o instalează într-o casă, nu are nevoie nici de curent electric, nici de apă caldă, nici de căldură? Noi, aici este vorba de mult mai multe invenții, nu de una. Dacă vă referiți doar la o locuință privată, da, se poate asigura absolut tot, pentru că am creat ultimele modele de echipamente, o cameră tehnică într-o carcasă, adică este arzător, centrală termică, boiler, puffer, inclusiv încălzirea de la soare, și cu un motor Stirling pe el asigură și energia electrică a familiei. O independență energetică totală. Asta poate să o putem să o facem și nu numai pentru case particulare sau de 200 de metri pătrați, până la inclusiv orașe. Avem cartiere, avem în agricultură sere, uscătoare de cereale. Am creat 75-lea model. De luni începe montarea într-o hală la etajul 3 din București, din centrul Bucureștiului, un tub radiant pe peleți. Sunt unice în lume. Toate brevetele sunt unice și toate sunt aplicate. De aceea vă spuneam că România trebuia să fie astăzi cea mai verde țară din lume și astăzi poate să fie țara care închide economia circulară, prima pe planetă, dacă aplicăm tehnologiile pe care le avem, și nu sunt singur în acest domeniu. Apoi și la eficiență energetică. Avem atât de multe. Vă dau doar un exemplu. Un alt inventator care a rezolvat problema izolării cu un strat de vopsea care înlocuiește tot ce înseamnă polistiren. Asta înseamnă că și clădirile de patrimoniu poți să le izolezi fără să le modific forma. Este un rezultat în care trebuie să ne punem toți, să punem toți umărul, că izolarea înseamnă să reduci consumul pe aer condiționat, înseamnă să reduci consumul pe căldură, să crești eficiența clădirii respective. Poți să dau pe tablă, poți să-i schimb, să fac orice culoare din ea. Se numește Marcel Ionescu, acest inventator, care luptă ca toți și ceilalți inventatori români să implementeze și implementăm pe banii noștri, cei care avem, că aici sunt mulți inventatori care stau cu ele în sertar și se chinuie să le aplice, dar marea majoritate vând cât pot afară, pentru că în România sunt făcute, vă spuneam, clanuri în toate sectoarele, peste tot, și la izolarea blocurilor, și la, sunt firme de casă, firmele de partid, și nu poți să intri să-i clintești de acolo. De aceea trebuie, românii trebuie uniți, trebuie să-i găsim soluția, și asta pregătim noi, rețeaua profesioniștilor, renaștem prin Partidul Românilor de Pretutindeni, soluții pentru a reuși să unim românii, să putem da jos, în afară de cei care i-am dat, să-i dăm jos pe jos. Este obligatoriu să scăpăm de ei, pentru că duce România într-o stare jalnică, deja este, dar urmează următoarele împrumuturi, va duce la pierderea guvernării. 56% este document semnat, 56% împrumut din PIB înseamnă pierderea guvernării și ei se grăbesc să ajungă acolo. Cer bani, nu întreabă nimeni de ce ia, nu întreabă nimeni unde se duc. Toți cei care dau bani vor să ajungem la această performanță de a trece de 56% împrumut din PIB pentru a ne guverna ei această țară, această grădină a Maicii Domnului, pe care noi toți, indiferent unde vă aflați, este casa voastră, se află aici. Domnule Iulian Horneț, am auzit că deja vor să se mute alții în locul nostru, adică să vină alții. Deja sunt vreo 2 milioane de vize pentru România. Dar nu sunt vize. Sunt cetățenii a oamenilor care nici n-au călcat pe aici, vin cu documentele. Am vrut să fiu așa mai dulce, n-am vrut să zic altceva. Deci frații noștri cu cetățenie care nici nu cunosc România, să înțeleg, sau cum? Da, se pregătesc să invadeze România, iar noi trebuie să o părăsim. Deci de-aia a venit și COVID-ul ăsta peste noi și a trebuit să moară o grămadă de oameni ca să părăsim România. O parte din ei să meargă în diaspora, adică să ducă în exil, iar cealaltă parte să moară ca să vină alții din țările calde. Da, eu cred că îndepărtați cei care astăzi ne conduc. Avem soluții să
protejăm granițele României. Eu am cerut în mod public întărirea granițelor României împotriva importurilor, pentru că noi nu am înțeles încă, marea majoritate nu știm că România este în Schengen. Nu pe ieșire. România este în Schengen pe intrare. Aici aduce fiecare nebun ce vrea, fără control, fără nimic, pentru că României s-au cumpărat toate organismele care făceau control. Deci nu putem să ne mai opunem decât să ne securizăm repede granițele. Intră aici gunoi, intră mâncare stricată, intră de toate. Tot ce nu se mai potrivește în Europa se aduce în România. Este obligatoriu să ne securizăm granițele și să ne întărim controlul alimentelor și a tot ce... Păi România este într-o stare jalnică, în condițiile în care importăm circa 60% din alimentele de bază și până la 80% din legume și fructe. Ia imaginați-vă că se închid granițele mâine. Ce mănâncă România? Cu ce hrănim noi românii dacă nu avem din import? Pentru că România, eu sunt mândru că am făcut o instalație super la Dumbrava de Prahova, o seră care are toate cele trei componente. Este, are cea mai mare răsadniță din România astăzi, are hală de procesare și sere pe care le încălzim cu propriile lor deșeuri. Este o lucrare cum nu au văzut nici măcar cei din vest. Știu că a fost în ultima săptămână o echipă din Danemarca să le vadă. A fost la Buzău să vadă un punct termic de oraș încălzit cu centrale românești, cu hornes, cu peleți din deșeuri. Da? Deci vin să ne viziteze. Eu am încă aici, da? Marți pleacă și ultimul reprezentant a unei delegații de a două firme din Canada, cărora le-am semnat exclusivitate pentru a vinde în Canada, în Camerun și în o altă țară din zonă de acolo, să vândă atât stații instalații de piroliză, cât și echipamentele Eco Hornets. Au fost aici, au stat a treia săptămână, au făcut training pentru a putea ști să le utilizeze și să le servizeze. Da, foarte important. Domnule Hornez, trebuie să-i dăm cuvântul și doamnei Otilia Magheru, fiindcă timpul fuge, aleagă, nu știu cum să-i spun. Trece foarte repede când vin român ca dumneavoastră și ca doamna Lora și de ce nu ca doamna Otilia Magheru, pentru că aveți niște informații pe care românii nu poate să le găsească nicăieri decât pe această platformă, deoarece televiziunile sunt cumpărate de străini și promovează numai covrigul. Da. Înainte să o întreb pe Otilia Magheru de ce au plecat românii din țară și ce plan are pentru România, aș vrea să rog toți telespectatorii să distribuie la maxim, fiindcă ceea ce transmit acești oameni este benefic pentru toți românii. Te rog, Otilia, și prima întrebare la fel, propun și ție, cum i-am pus-o și doamnei Lora, de ce pleacă românii din România și tu de ce nu ai plecat din România, pentru că și tu puteai să pleci. Da, eu vreau să salut în primul rând pe românii de pretutindeni. Eu am avut noroc, pot să spun că am avut noroc, acesta este motivul pentru care nu am plecat. Și într-un fel sau altul nu mi-am dorit niciodată, m-am ambiționat să găsesc soluții aici. Revin, am avut noroc pentru că am lucrat de la început în cadrul unei multinaționale de la care am învățat foarte multe. Iar crescând cumva cu această multinațională, uitându-mă cum au apărut una după alta, este vorba de o companie care, de fapt una dintre companiile care ne-au invadat tot spațiul de comercializare a produselor românești, atunci, lucrând cu acestea, s-a născut în mine dorința de a face ceva pentru micul producător. Pentru că îmi dădeam seama... Scuză-mă, înainte de a spune ce vrei să faci, pentru cine ai lucrat tu? Ca să înțeleagă oamenii ce experiență ai în spate. Da, pot să spun că am creat cea mai puternică echipă din cadrul companiei Metro Group,
din România, încă din 1997, de la Timișoara, iar echipa de deschidere care a școlarizat pe toți cei care au deschis alte magazine atât în România cât și în Republica Moldova, Ucraina, Serbia și Bulgaria, au fost toți echipa, adică formată din prietenii mei direcți. Nu erau cunoștințe și asta a fost, cum să spun, de foarte mare ajutor, pentru că noi eram practic în permanență împreună. Și tot ce se întâmpla, se datora, era meritul nostru. Eu nu am fost implicată direct, angajată direct la Metro, dar tot ce, planul pe care eu l-am pus la punct era implementat de ei. Acolo ne concuram cu alte găști, că exact cum în politică sunt găști și acolo erau cei care încercau să-și implementeze modelele lor, să-și vândă produsele lor. Recunosc că la început am vândut produse din Italia, preponderent din Italia. Și în momentul în care am ajuns undeva la 2000 de produse aduse din import, atunci am zis nu, vreau să vând produse din România. Pentru că vedeam mișcarea care se întâmpla, adică ce puneam în aplicare se și întâmpla. În momentul în care mi-a venit această idee, s-a suprapus cu recesiunea care a venit peste tot în 2009. Și asta a făcut să fie foarte greu. Deci planul la care lucrez de 12 ani se numește Tracia Land, produse care se consumă de mii de ani. Practic, noi oferim soluții de organizare pentru micii producători, astfel încât ei să-și poată valorifica produsele pe piața internă și externă. Adică pentru noi... Încă o întrebare. Pentru cei în diaspora, ce soluții ai? Pentru cei din diaspora, în funcție de ce își doresc să facă. Dacă doresc, eu invit să vină acasă, să punem aici, să facem eforturi împreună de a ne pune din nou produsele noastre acolo unde merită să fie, nu vândute pe marginea drumurilor. Ele trebuie să fie produse, pornind de la materia primă până la partea de valorificare, trebuie totul să fie standardizat, adică standardizat nu înseamnă că sunt niște lucruri impuse de standarde, avea și România pe vremea lui Ceaușescu, că nu existau fără standarde de calitate produsele. Dar acum noi trebuie să învățăm lucrurile acestea din nou. Fie că e vorba de scheme de calitate românești, fie că e vorba de scheme de calitate europene, noi trebuie să înțelegem că produsele se pun având aceste standarde, având partea de branding, având partea de organizare care, dacă vine vorba de produse, înseamnă cooperativele. În momentul de față, suntem implicați la nivelul întregii țări de a forma aceste cooperative care împreună să poată să pună pe piață produsele locale, îi ajutăm să le identifice și să le pună în valoare. Adică ele, în momentul de față, dacă spui brânză de care, de unde, ce au mâncat animalele respective, care este diferența între un produs făcut la munte și unul la câmpie. Deci sunt foarte multe lucruri la care, adică, care ar putea fi spuse. Pot să spun cu bucurie că am reușit să înființăm 3 cooperative în județul Suceava, unde acolo a fost blocat, paralizat de acest PNL sau politic de domnul Flutur, că e o realitate, vrem, nu vrem, asta este, dar România au înțeles, mă refer la cei din Suceava, au înțeles că aceasta este, nu știu, de la mine este problema. Cred că de la tine, da. Nu e de la mine. România au început să înțeleagă că prima dată trebuie să ne cucerim rafturile din România și după aceea să mergem în afară. Și totodată lucrăm la un proiect cu Anglia, pentru că în Anglia avem magazinul Tracia Land în Londra, este unul dintre cei care a înțeles că este important să fim în familie, iar împreună cu o altă româncă și cu o companie de logistică care face pentru Anglia partea de transport și cu un producător din România, pregătim un proiect pe care cred că în jur de 1 iulie îl lansăm în Londra. O să vă țin la curent cu treaba asta. Deci, da. Cam asta este. Deci noi venim cu soluții și pentru cei care vor, îi ajutăm să se reintegreze în România, pentru că ei nu mai cunosc ce înseamnă România acum. Trebuie să le facem un update.
România este o ofertă nu numai de necazuri și de complicații. Sunt foarte mulți oameni care știu ce au de făcut și ei trebuie doar să vină cu know-how și cu experiența acumulată din țara în care s-au dus și s-au zbătut să se adapteze. Cu tot ce au învățat, vin și aduc plus valoare în organizațiile care deja s-au coagulat. Vreau să vă mai spun ceva. Din 2014, pentru că eu militez de 12 ani de asta, în 2014 am descoperit, fiind invitată la tot felul de conferințe să particip, că fundația despre care noi tot vorbim cu timpul, Soros, una dintre fundațiile sponsorizate de Soros și înseamnă Civitas, care a venit în 1992 în România, care a racolat cei mai buni oameni, deci a luat de tineri, i-a instruit. În 2014 au lansat apelul pentru înființare de cooperative. Aceste cooperative, o rețea întreagă există deja în România. Deci există. Este o luptă inegală ca eu, care pornesc cu resurse proprii, să mă duc în teritoriu, adică pe banii mei, pe cheltuiala mea, ca să le duc oamenilor informația, care de fapt există. Este Ministerul Agriculturii acum la 1 iunie, adică poimâine, lansează apel de susținere a cooperativelor. Dar cine aplică dacă nu a fost informat? Otilia, cu privire la instituțiile în România, n-avem ce discuta, că sunt pe din afară total. Eu călătoresc foarte mult în România, vizitez foarte multe primării, atât primării de la țară, cât și de, din oraș, din orașele României. Și primarii sunt praf, n-ai ce să vorbești cu ei, ba chiar unii fug de cameră, fug de microfon. Ce să zic, noi trebuie să educăm pe ăștia, pe oamenii ăștia, că dacă nu educăm, nu o să reușim să facem nimic. În primul rând, ei trebuie să învețe, ca să poată să învețe la rândul lor pe ceilalți cum să acceseze fonduri, pentru că ei nu știu practic, degeaba Uniunea Europeană ne dă o grămadă bani dacă noi nu știm să-i accesăm. Vă dați seama cât de slab pregătiți suntem dacă noi nu știm să accesăm nici fondurile de la Uniunea Europeană, cum le-au accesat spaniolii, cum le-au accesat italienii, cum le-au accesat ceilalți. Da, te rog. Pentru că aceste companii au fost afiliate politic, companiile care scriu proiecte. Deci, ce am observat eu este o mafie a celor care scriu proiecte, fie că sunt ale PDL-ului, cum era pe timpuri, fie că sunt ale PSD-ului, ei știu exact, au fi ale USR-ului, nu contează. E, acum eu am reușit să aduc lângă noi specialiști care sunt independenți, care cu adevărat sunt specialiști. Și nu sunt afiliați la nicio gașcă a ADR-urilor, că de fapt aceste agenții de dezvoltare regională sau agenții de plăți în, și investiții în mediul rural sunt marea majoritate numiți politici, care nu au pic de viziune, nu au, ei execută la ordine. Și să-i ferească Dumnezeu, scuză-mă că te-am, să-i ferească Dumnezeu să ajung pe la ei și să văd oameni mulțumiți care au dat o grămadă bani la aceste firme ca să aplice pentru fonduri și n-au primit niciun ban. Din contră, le-au mâncat banii degeaba. Da. Sunt cu ochii pe ei. Bine că, bine că mi-ai spus că de acum încolo mă ocup și de ei. Da, 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 da. Pentru că și aceste agenții nu știu să-și facă cunoscută oferta. Ei normal ar trebui pe domenii să facă informări cu mediul de afaceri sau de ce nu cu cei din mediul rural, să se ducă după ei și să organizeze în fiecare primărie, în fiecare... Nu se aștepte să vină ei la AFIR sau la AFIA sau mai știu unde. Plus că acum vreau să spun, din 2023, din 1 ianuarie, nu se vor mai da subvenții, care pentru cei mici contează foarte mult. Nu le-a spus nimeni asta. Deci ei vor primi în continuare dacă fac dovadă că sunt membri într-o cooperativă. Dar nimeni nu le spune. Ei fug de formele asociative. Otilia, ajungem la același subiect. Cine să le spună? Primaria care au 4 clase și vin la primărie la 9 și la 10 plec? Cine să le povestească? Da. Nu are cine. Da. Ei, noi, bun, ai... noi ne-am dus acolo unde am așa, din loc în loc, din om în om, până da. Îi luăm pe sus, vor, nu vor, îi mergem după ei. În încheiere, vreau să rog pe fiecare dintre noastre să transmiteți un mesaj românilor de pe primă. Avem la dispoziție 15 minute,
Am încercat să împart aceste 45 de minute în 3 părți, câte 5 minute de fiecare. Eu cred că mie o să rămâne mai puțin, cred că nu o să am mai mult de 5 minute. Vă las pe voi să vorbim mai mult. Haideți să o întrebăm pe Laura, ce le transmite românilor de pretutindeni, oriunde s-ar afla ei. Ce le transmit eu românilor de pretutindeni este, va fi un mesaj în versuri. Se cheamă Filonul Românesc. Te rog. E un poem care l-am scris pe 19 octombrie 2019. Îmi cer unii ca să o uit pe mama, va să ieși iert pe ucigaș, să o las să doarmă al vecii somn sărmana și să-i las pe ciocrii ce în groapă au priponit-o să căsăpească mișelia lor și pe alții inocenți urmași. Îmi cer unii ca să-mi uit bunicii, ce somnul cel de veci și-l dorm în același cimitir. Însă nu știu haini că ferice sunt cei care dragoste primiteau de la bătrâni. Au curăție în inimi și au pus între ale lor suflete un sfânt elixir. Alții îmi cer să-mi uit până și pământul, și neamul și locurile unde m-am născut, că tot plecată sunt printre străini și nu le știu curentul lor zăduf mult cu mult. Alții încerc să-mi uit limba în care cuvântul mamă am rostit pentru întâia oară, că tot printre străini nu pot să o folosesc, să-mi văd copilul limb ce mai cu seamă, n-au treabă nici de cum cu neamul orfelul românesc. La toți le spun că deși sunt de mult plecată, nu sunt deloc mai puțin român. Și poate mai amară mi-e inima și îndoliată că moare un neam distrus de lideri ce au inimi diabolite, minți de cruz păgâni. La toți le spun că m-am născut acolo unde sunt codrii verzi și mulți farni, pomii mai buni și nemănați, unde e sacră transfumanța și românii simpli își poartă aleanul cu demnitate, deși de secole sunt genunchiate. Românii adevărați din țară ori din afară au al străbunilor Filon, ca veracul încins, ce veșnic arde în ei. Ei nu pot ca să mintă ori ca să fure, ei n-au inimă hidoasă, nu sunt făcuți a fi mișei. Românii adevărați nu părinți bunicii și nici cum străbunii și nici pământul românesc acum cu viitor incert. Ei sunt vitorții ce poartă pe România cu cinste peste tot în lume și lasă loc de bună ziua știința câștigat prin munca lor străinilor respect. Eu știu românul Neaoș, care iubește mult, care în munți și pe ale țării dealul se simte împlinit. Cel care nu-și trădează țara și nu își uită neamul și niciodată de vreun val politic nu va să fie ca nație în frâng. Lepădăturile, corciții, parveniții și în suflet goi, vândut au al țării tezauri, sărându-ne la jugulară ca o genă de strigoi, crezând că niciodată nu vor fi condamnați și că vor fi iertați. Se înșeală amarnic și uită că Biblia are un fel anume de a spune cum Dumnezeu i-a făcut una cu pământul pe cei de diavol însemnați. Așa și eu le spun la cei ce mi se vulpișesc, când mă voi reîntoarce, prea mult am să popesc. Nu se va naște în lume vreun curent politic care să aibă puterea să facă să dispară Filonul Românesc. Foarte frumos. Acesta este mesajul meu. Trezire și unitate. Și se poate. Frecvența Schumann a Pământului arată că trecem global prin schimbări. La nivel energetic, cei care studiază fizica cuantică, știu despre ce vorbesc. Și asta ne permite, cum să spun, ne permite energetic să ne conectăm cu oameni de același calibru, calitate cu noi și să mișcăm un bulgăre care a acoperit efectiv fața României. Este programată să o șteargă de pe fața Pământului. Ne putem lua înapoi. Dar asta înseamnă muncă, asta înseamnă determinare, asta înseamnă tot ce a fost până acum
să nu mai fie ca și lipsă de calitate umană. Trebuie să avem specialiști și fiecare puși pe ce se pricep mai bine și o dovedesc nu cu diplome false sau cu relații, ci cu, cu proiecte concrete care le-au făcut de-a lungul carierei lor. Corect. Haideți să lăsăm pe Otilia să transmită un mesaj românilor de pretutindeni, după aceea urmează domnul Ion Horneț, fiindcă dumnealui cred că are mai multe de spus. Te rog, Otilia. În primul rând vreau să le spun românilor că ar fi bine să se întoarcă cât mai mulți acasă. Sau dacă sunt acolo, să ia legătura cu românii de acasă care fac lucruri. Să iasă din carapacea lor și din confortul pe care și l-au creat, pentru că ar fi fost confortabil și pentru mine să lucrez în continuare, să vând marfă de la străini, dar am acceptat să mi-am asumat această misiune, să-i ajut pe românii de acasă să facă ceva. Deci să încerce să caute soluții care îi pun în legătură cu românii care fac lucruri cu adevărat. Asta este cel mai important. Important, chiar dacă ei au prins rădăcini acolo, să fie conectat și să știe ce se întâmplă și acasă. Să nu mai blameze și să spună că nu se întâmplă nimic, pentru că se întâmplă, credeți-mă. Se mărește tot mai mult cercul celor care fac lucruri, începem să ne căutăm, să ne identificăm și eu sunt convinsă că împreună cu partidul în care a intrat acum domnul Iulian Horneț, în care au intrat specialiștii, eu sunt convinsă că, având și o reprezentare politică, vom reuși să dăm o nouă față României. Deci îi așteptăm acasă pe cei mai mulți care pot, dar să-și caute punctele de sprijin ale celor care fac lucrurile acasă și au simțit locurile. Haideți că vă spun un secret. Vă scuzați, vă întrerup pentru o secundă. Este foarte frumos îndemnul dumneavoastră, doamnă, însă trebuie să fim realiști. Un om care și-a sacrificat 20 de ani de viață să integreze în altă țară și a luat-o de la 0 sau minus 0, sacrificii imense, nu cred că se întoarce acasă la o țară lipsită de infrastructură. Eu cred că ați propus că să se păstreze, să creeze o punte de legătură solidă între cei din diaspora și specialiștii din România care au făcut ceva și mișcă ceva de unii singuri, dar nu pot, au nevoie de ajutor. Această punte să se întărească cât mai mult, să avem un premier care să vorbească despre plan de reconstrucție a României și nu de împrumuturi, da? Și să se înceapă să se reconstruiască România, adică avem nevoie de efectiv de fabrici reconstruite, de căi ferate reconstruite, de flotă reconstruită. Avem nevoie de instituții, poliție, jandarmerie, avem nevoie de reabilitare și reabilitarea se face efectiv fizic și cu oameni. Da? Lipsește forța de muncă, nimeni nu spune cine va merge la dat cu țapă. Pentru că toată lumea vrea să fie cu mapa, fie femeie, fie nu. Dar nu ne trebuie forță de muncă ca agricultura să meargă. Eram numărul unu grânarul Europei în Bărăgan. Acum cine vine la dat cu sapa? Nu se mai face agricultura. Eu nu că am fost diplomat, eu nu că am fost politician, eu nu că am lucrat la multinațională, eu nu că sunt inventator, eu nu că sunt doctor în urc. Și atunci cine? Trebuie să fim deschiși, am intrat în era digitalizării, că vrem, că nu vrem. Asta a fost pandemia, asta a fost pentru curățarea celor cu boli coronice, sistemul imunitar scăzut, așa, și pentru intrarea într-o nouă eră, era digitală. Da? România trebuie să se adapteze la era asta digitală și să privească globalismul nu ca ceva de speriat, ci să-l îmbrățișeze. Dacă va fi nevoie de adus vietnamez, chinez și indien la muncă, asta este, românilor, să recunoașteți că nu ne putem lăsa la infinit pământurile pe largă pătrune, cum sunt majoritatea în România. Cineva trebuie să lucreze.
Da? Dacă nu sunt de lucrat, dintre români trebuie să vină cineva să se lucreze. E păcat de acel pământ. Noi avem un pământ foarte mânos, foarte roditor. Da? Deci trebuie făcut un plan de la A la Z cu tot ce înseamnă misiune, viziune, milestone, adică lucruri de depășit, da? Riscuri, oportunități și threats, adică care ar fi piedicile efective care ne-ar împiedica să implementăm acest program. Apoi cu nume de oameni populat și după aia banii care vin de unde? Așteptăm iarăși milă de la Uniunea Europeană? Găsim fonduri interne? Găsim alte surse? Deci trebuie o minte de project manager care să unească românii din afară și din, în țară să... Laura, scuză-mă. Da, și noi asta, fără supărare. Am ascultat. Tu ziceai mai devreme, Laura, spuneai mai devreme că românii trimit în România miliarde. Această... miliarde de euro. Exact, dacă banii ăștia s-ar investi în ce trebuie, am face multe lucruri bune în România. Dar trebuie să... la buget. Ăștia sunt bani care se duc ca bătrânii să nu rămână înghețați prin casă, bătrânii să aibă ce mânca, copiii lăsați acasă să poată să aibă o îmbrăcăminte, încălțăminte. Ăștia sunt bani care se duc în familie pentru utilități, pentru plata energiei electrice, pentru plata întreținerii, pentru minimul necesar. Pentru că ceea ce câștigă un om ieșit la pensie bugetar, da? Nu vorbesc de pensiile niciodată confiscate cu guvernul actual, nesimțite ale procurorilor, judecătorilor și 50.000 de euro pensie. Deci eu vorbesc de om care a muncit 30 de ani în agricultură și are pensie cât? Mai puțin de 100 de dolari, nu? 50 de dolari, 25 de dolari, 75 de dolari. Eu vorbesc de oameni care au făcut în ceva pentru România la nivelul lor. Că a fost agricultor, că a fost profesor și acum a ieșit la pensie. A venit un domn la mine și omul a făcut greva foamei în timpul lung. Este și teolog și istoric. Deci omul are un bagaj de cunoștințe deosebit, pentru că nu s-a compromis, nu s-a corupt și nu a avut ile, nu a putut să penetreze într-un sistem, să fie preot, spre exemplu, cum și-ar fi dorit sistem. Ei, omul ăla este umilit pe sistem și nu îi se dau trei clase să fie acolo profesor de teologie, pentru că sunt alții mai curioși. Da? Chestia asta trebuie să se elimine. Sunt oameni care își doresc să muncească și n-au unde să muncească calificați, competenți. Continuăm să ne promovăm până rămile a gramații și analfabeți funcționali, iar oamenii care ar trebui să aibă acces la niște funcții nu au și nu vor avea în sistemul curent, pentru că totul se face în mod închis. Este who do you know, pe cine cunoști. Și atunci, noi, spunea domnul inventator de seniori, noi trebuie să vorbim de seniori, juniori și adulți. Da? Noi trebuie să incorporăm pe toți. Viitorul este al tinerilor. Da? Eu peste, să zicem, 40 de ani o să fiu oale și ulcele. 50 de ani, 40 de ani o să fiu oale și ulcele. Viitorul este al copiilor mei, dacă i-am, al copiilor mei. Și atunci noi trebuie să ne pregătim țara asta mică, defrișată, delapidată de resurse, distrusă de infrastructură, cum o pregătim pentru copiii copiilor noștri? Da? Cum o pregătim? Asta este o minte de project manager care trebuie să gândească. Și e foarte greu, ei știu că ne-au divizat, ne-au fărămițat, sunt care încotro și e foarte greu să întâmple povestea asta care vă spun eu acum. Însă, dacă nu vă supărați, eu chiar unesc românii acolo în rezerv.
spuneam, eu țin legătura în fiecare din diferite industrii, din medicină, din poliție, din prefecturi, din justiție, sunt încă oameni de calitate și țin legătura cu ei. Nu este un, cum să spun, mă adresez de individual și eu cunosc pulsul, sunt 100% informată despre ce se întâmplă în România. Da? Ei, iar ei. Și ce faceți cu informația util mai departe? Am înțeles asta, dar ce faceți cu ea? Cum o valorificați? Deocamdată nu lucrez la o multinațională ca dumneavoastră. Păi nici nu lucrez la o multinațională, eu lucrez pentru poporul român. Ce? Ce fac cu informația deocamdată? Dragilor, dragile mele, doamna Laura, din păcate timpul ne permite să vorbim mai mult. Haideți să lăsăm și pe domnul Hornes să transmită ultimul mesaj și cu asta încheiem. Vă rog, domnule Hornes. Vreau să o felicit pe doamna Laura pentru poezia pe care a recitat-o și a creat-o. Eu vreau să le spun românilor că astăzi au un partid, Partidul Românilor de Pretutindeni, nu este al rețelei profesioniștilor Renaștem, noi l-am luat pentru dumneavoastră. Veniți cu aceste idei aici, iar partea de seniorat, doamna Laura, este piramida de la care să plecăm, este piramida de unde trebuie să ne extragem valorile. Adică copilul dumneavoastră, nepotul dumneavoastră pe care l-ați educat, pentru care ați cheltuit, pentru care v-ați sacrificat, este deștept, este cu minte, este cinstit, este vrednic, dați-l la pregătire. Aici m-am referit eu la seniori. Mă iertați, câteodată seniorii trebuie să învețe de la tineri. Eu învăț foarte mult. Haideți să lăsăm polemicile că dumneavoastră vă învață copilul, da? Dacă l-aveți deștept, dați-l nouă, eu asta spun. Nu că să vă învețe pe dumneavoastră sau dumneavoastră pe el, dați-l la pregătire, pentru că partidul ăsta l-am constituit într-o misiune istorică pentru România. Vrem să aducem în România competența, vrem să aducem în România democrația, separarea puterilor în stat. România este politizată 100%. Și vă felicit, ne zbatem. Cred că este un pas important pentru români. Vă felicit pentru inițiativa dumneavoastră. Da, dacă uitați cu atenție la ceea ce vrem noi să facem, pentru că v-am spus că am avut un succes, am probat acest succes și el trebuie să continue prin acest partid, pentru că România trebuie să treacă la o revoluție a sustenabilității și a profitabilității, altfel ne îndatorează urmașii până la a cincea generație, nu o să reușească să plătească datoriile pe care le fac acești, să spun mai simpatic așa. România este astăzi condusă la toate nivelurile de proști, hoți și trădători, fără excepție. Deci, noi... Mulțumim, domnul Hornes, mulțumim pentru ultima frază, a fost fantastică. A spus un mare adevăr. Dragilor, din păcate am depășit timpul nostru, da, depășit cu 3-4 minute. Îmi cer scuze că nu pot să vă țin mai mult, aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră cel puțin câteva ore ca să putem să ne încălzim. Fiindcă la cât avem de zis, nu cred că ne ajunge o zi întreagă, cel puțin. Da. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, da, și mai ales de Ziua Românilor, pentru că le-ați trimis un mesaj important românilor de pretutindeni. Este o zi mare pentru toți românii, mai ales că este ultima duminică din mai, în fiecare an. Adică nu știu cine a gândit-o, dar a gândit-o bine, să pună Ziua Românilor de pretutindeni să cadă tot timpul duminica. Adică să nu se schimbe. Că dacă o punea pe 29, de exemplu, că de-aia putea să cadă vinerea sau putea să cadă lunea. Da. Nu, a lăsat-o ultima duminică din mai, da? În fiecare an, ceea ce este extraordinar. Deci va fi Ziua Românilor de Pretutindeni duminica, tot timpul. Vă mulțumesc pentru că sunteți în prezenți. De asemenea, trebuie să-i mulțumim și Centrului Cultural La Tierra Tracia, care se găsește în Spania, El Elegido, lângă Almeria.
El elegido în spaniol înseamnă alesul. El elegido. Foarte frumos. Nu știu cum de s-a ajuns aici, dar uite că avem oameni și acolo, în acest loc. Vă mulțumesc pentru ce ați făcut astăzi. Eu cred că printre noi, generația curentă, are caractere gen Tudor Vladimirescu, gen Iancu Jianu, gen Ștefan cel Mare, gen Vlad Țepeș. Sunt aceste caractere în generația curentă, numai că trebuie să-i scoatem la lumină și să ne punem pe treabă în mod unit. Nimeni nu este absolut știutor de toate. Cu care mai avem de învățat ceva, dar dacă ne lăsăm orgoliile la o parte și nasurile pe sus și dorim să facem ceva, putem să facem, chiar dacă suntem în afara țării, putem să facem lucruri foarte bune în țară. Iar cei care aleg să se întoarcă, să aibă unde să se întoarcă. Vă mulțumesc! Pentru puțin. Haideți să rog regia să pună muzica. Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe pământul României. Iar varea din hol de fiară, iar dușmanii din țară, între noi să nu mai fie decât flori și omenie. Măi muntene, măi vecine, vino să te prinzi cu mine și la viață cu unire și la moarte cu frățire. Unde-i unul, nu-i putere, la nevoi și la durere. Unde-i stoi, puterea crește, ci dușmanul nu sporește. Amândoi suntem de-o mamă, de-o făptură și de-o samă, ca doi brazi într-o tulpină, ca doi ochi într-o lumină. Amândoi avem un nume, amândoi o soartă în lume. Eu ți-s frate, tu ești frate, în noi doi un suflet bate. Vin la Milcov cu grăbire, să-l secăm dintr-o sorbire, ca să treacă drumul mare peste-a noastră vechi hotare. Și să vadă sfântul soare într-o zi de sărbătoare, ora noastră cea frățească pe câmpia românească. Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe pământul României. Iar varea din hol de fiară, iar dușmanii din țară, între noi să... Bună, bine ne-am revăzut. La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani românilor de pretutindeni. Alături de Patriarhul Românilor din Spania, Nicu Covaci, fondatorul Phoenix. Bună seara și la mulți ani! Stau singur și mă întreb de ce am plecat de acasă. Să fie blestemul de veacuri ce ne apasă. Căci n-am greșit cu nimic, dar
dar cât am pătit, mulit am fost, fără rost, de ce ce am apus peste apus, ce iute trece timpul, și zorile s-au dus, ce rece bate vântul. Am așteptat, înfrigurat, să mă întorc înapoi. M-ar judecat, condamnat, dar cine sunteți voi? Că știi cum poți să spun, în umbra marelui urs, porcarele v-au rămas în orice îmbrățișare. Astăzi doare să rupă pe obra, dați-mi viața înapoi, ce-am risipit-o pe voi. Uitând-te doar și nevoi, am de privăcie, dintr-o mie cât s-a mai rămas. Căzut au frunzele, le-a risipit furtuna, unde speranțele, n-a mai rămas niciuna. Un gând subit, nerostit, mă crânește în loc. Ce-am așteptat, ce-am visat, nimic nu s-a întâmplat. Dați-mi viața înapoi, ce-am risipit-o pe voi. Uitând-te dor și nevoi, prietene de ție, într-o mie cât s-a mai rămas, timpul vostru s-a scurs, în umbră mare lui urs. Porcarele v-au rămas în orice prăzișare, astăzi doare săruturi pe obraz. La mulți ani, românii! Bună seara, Nicu Covaci, îți mulțumim! Bun seara venit. Bună! Ni se alătură, mulțumim, ni se alătură domnul Dinu Glăvan, pliariștilor profesioniști din România, domnul Miron Manea, publicația Certitudinea, și actorul George Ioan Podor. Bun găsit tuturor! Mulțumim pentru invitație, suntem altfel ca acasă. Salut, Nicu, mulțumim pentru cântecul tău, care și acum are sensibilitate. Mă bucur că lumea ascultă. Piesele mele au întotdeauna un mesaj. Și mesajul este mai important decât orice. Așa cum ne-ai gândit întotdeauna. Am primit un interviu foarte frumos, Nicu Covaci, care e dat unei doamne care trăiește acolo. Gabi Zonberg, da, Căluțiu, și o să-l publicăm. Am făcut paranteza aceasta, să-i mulțumesc lui Nicu pentru sensibilitate. Salut, Gianni. Sunt măgulit. Dacă mă consider sensibil, sunt măgulit. Îți mulțumesc. E un compliment. Cât ești de masiv, ești sensibil până în măduva oaselor. Păi mi s-a spus că sunt brutal, că nu, adevărat că am băgat oamenii în spital, dar, cum să spun, vibrez pentru țara noastră. Așa e. Miron, iartă-mă, tu ești purtător de cuvânt. Eu sunt purtător de cuvânt, voiam și eu să salut pe toată lumea. Eu salut cu salutul lui Eminescu, trăiască nația. Sus cu dânsa.
Sus cu dânsa, ăsta era răspunsul. Salut, Nicu, m-ai emoționat. Mi-au dat lacrimile când ai cântat Umbra Marelui Urs. Noi am trăit cu toții în Umbra Marelui Urs, dar trăim acum sub o umbră mai periculoasă și mai mare decât cea a Marelui Urs. Vine de undeva dinspre Bruxelles și trebuie să ne apărăm și de asta, și de asta, ca să nu pierim ca nația. Nu sunt de acord. Exact, exact. Am primit ceea ce ne-am dorit și uite ce se întâmplă. Deci dacă aveam curajul să ridic un deget pe vremuri, astăzi să ridic de 10 ore. Da. Hai să ne întâlnim să mai salvăm ce mai putem salva din țara asta, pentru că resurse încă mai sunt, din fericire. Iată, România a început să se unească într-o formă sau alta. A apărut și partidul ăsta al românilor de pretutindeni, dar aici aș vrea să fac câteva precizări pe care domnul Hormeț nu le-a făcut. Această structură politică nu este o structură secesionistă. Nu vrem să luăm... Bine, rețeaua profesionistă este inclusă, dar nu este chiar partidul. Nu este secesionistă, vom susține orice mesaj românesc care este acum în Parlamentul României, indiferent din partea cui vine. Că vine de la AUR, că vine de la Diana Șoșoacă, chiar de la PNL, de la oricine. Atâta timp cât ei vorbesc românește sau mai vorbesc românește, noi îi susținem. Partidul ăsta a românilor de pretutindeni înseamnă și al celor din România, a românilor din România. Este un fel de rezervă la start, mai bine pregătită decât încercăm să fie mai bine pregătită, avem ceva mai mult timp, decât cei care au intrat acum în Parlament și vorbesc, cum spuneam, românește. Asta e precizarea pe care am vrut să o fac. Iar rețeaua profesioniștilor este similară cu acelor structuri de policy making care funcționează în țările care au monarhie. Monarhia, neavând suport, dar având tradiție, a creat această structură de super profesioniști din toate domeniile, care filtrează orice inițiativă, chiar și aceea înainte de a ajunge în Parlament. Când acești policy maker zic nu, nimeni nu se mai gândește să promoveze în Parlament ce ei au negat, pentru că aici e vorba de specialiști, iar ei evaluează și feedback-ul și expertiza. Toate inițiativele trebuie să aibă o expertiză. Cam asta ar fi mare. Cam asta e rolul sfatului bătrânilor din dragul meu. Dragul meu, pot să încerc să fac o sinteză. Tu ai expus foarte clar și foarte precis totul. Eu încerc și eu să fac un tablou mai scurt și mai simplu, pentru toți să-l înțeleagă. România a fost cea mai bogată țară din Europa. Le-au curs balele să pună gheara pe ea și au reușit. Da? Și la ora asta ne manipulează din afară. Deci chiar și cei care sunt în conducere la noi în țară sunt trimiși de afară și puși de afară. Nu de ai noștri. Nu de cei cu inima română. Sunt plătiți de afară, pentru că în momentul de față numărul cozilor de topor e mai mare decât numărul topoarelor. Fără aceste cozi de topor nimic nu s-ar putea face. Trist, am ajuns o vreme atât de tristă, nu credeam vreodată că vom ajunge aici. Este entuziasmat într-un fel Miron de ceea ce s-a întâmplat ieri cu acea încercare de a se constitui profesioniștii, cum l-ați auzit pe domnul Horneț puțin mai devreme, într-o grupare care să lupte cu mai mare forță, aș spune, să-i dea un cadru politic, dar fără să fie un partid secesionist, cum spunea Miron, ci doar luptător pentru ceea ce ar trebui să fie în țara asta. Și a sintetizat foarte bine Nicu adineauri că România a fost prădată și este prădată în continuare și cred că bogății mai avem încă foarte multe care sunt în vederea celor din afară și vor să pună mâna pe ele. Cu concursul, cu ajutorul cozilor de topor de la noi, care sunt foarte, foarte multe cozi de topor. Ultima ispravă care s-a făcut la noi în țară a fost, cred că, vânzarea pe nimic
a rezervelor de cupru din, de la Moldova Nouă, o rezervă de 200 de milioane de tone de, de cupru, rezervele de la Moldova, de la mina Moldova Nouă, au fost vândute la preț de teren. Asta e una dintre ele, 30% din rezervele de cupru. Acum, anul ăsta, când s-a dublat prețul la cupru în lume. În sfârșit, îmi cer scuze pentru paranteza asta, domnul președinte, continuat. Nu, dacă vrei, aș face, n-am spus-o până acum nimănui, dar vorbind de Mondo, de cupru acesta, da? De, de mina aceasta de cupru de la Dunăre, pentru că ea a fost cumpărată de turci și lansez o idee. Acum vreo câțiva ani, turcii dintr-un departament de comerț româno-turc din București, știind că sunt din zona aceea Banatului, spuneau că Turcia e neliniștită, că nu-l găsește pe Mohamed al II-lea, cel care a pierdut bătălia Mohaci în Austria și că pe calea Dunării a fost trimis spre casă, într-un sicriu de lemn, ăsta într-un sicriu de tablă, unul de argint și unul de aur și proaiere fier și corona deasupra, pe calea Dunării. Și îmi spuneau turcii, dacă nu cumva, am aflat și eu că s-ar putea să fie vorba de zona aceea a Moldovei Noi, chiar în fața localității, e un ostrov acolo, un pământ care nu este luat de apele Dunării, se menține acolo puternic și nu cumva să fie acolo împotmolit. Oare să-și dorească turcii atât de mult să facă o investiție economică cu gândul să poată să facă investigațiile pentru Mohamed al II-lea? Ar fi foarte interesantă ideea aceasta de nu știu, patriotism sau cum să numesc, să-l dorească pe Mohamed al II-lea. E o ipoteză. Investiții s-au făcut pentru că tot ce a fost românesc s-a falimentat, tot ce a fost productiv în România s-a falimentat și au venit ăștia din afară să pună mâna. Și produc ei. Noi nu ne vom mai plăti datoriile în vecii vecilor. Nu o să mai plătim datoriile care le avem astăzi. Dacă nu a avut 200 de miliarde și acum avem o pierdere de 200 de miliarde. Pentru că ați adus vorba de Mahomet, turcii știu mai bine decât noi. Adică ei cred în puterea simbolurilor. Nu ne-am cam uitat. Că uite, a fost de curând ziua lui Mihai Viteazu, a fost prima zi națională Mihai Viteazu, 27 mai, ziua primei Mari Uniri, până de care nu ar fi existat nici unirea Moldovei cu țara românească, nici Marea Unire de la 1918. M-am uitat pe internet, în afară de noi, în aceea zi a fost ziua mondială a medicinei de urgență. Domnul președinte al României a vorbit despre asta, niciun cuvânt despre Mihai Viteazu. Pe 28 a fost ziua mondială a sclerozei multiple. M-am uitat pe internet. 14.000 de rezultate pe Google. La Mihai Viteazu au fost doar 4, dintre care două erau ale noastre. Una pe Montepres și una pe Certitudinea. Cam ăsta este interesul pe care îl acordăm simbolurilor noastre de coeziune. Și apropo, e bine să povestim aici că noi... Vrei să spui ceva, Nicu? Scuze. Da, drag meu, doar scurt. E vorba de educație. Omul nu este decât ceea ce știe. Și dacă noi nu mai educăm copilul, căci că îi distrugi personalitatea. Păi personalitatea se construiește prin informație și educație. Temperamentul se moștenește eventual. Tineretul nostru nu mai este educat. Unde e șira spinării? Unde e scară valorică? Cum se procese ce e bine? Da, evident că n-au de unde să știe. Noi am încercat să facem ceva, Uniunea Ziariștilor Profesioniștilor, și, adică împreună, am avut o următoare idee. Să organizăm un turneu spiritual al osemintelor voivodului, Drumul Voievodului se numea chestia asta, să luăm osemintele lui Mihai Viteazu de la Mănăstirea Plăbiceni
să le ducem pe traseu pe unde el a umblat, adică București, Brașov, Târgu Mureș, Cluj, Turda, unde a fost asasinat, apoi la Alba Iulia. Am încercat din răsputeri, nu ne-a lăsat Biserica Ortodoxă. Deci Mihai Viteazul nu a putut părăsi incinta, știți, cam bancul ăla, râdem glumind, dar nu mai e incinta. N-a putut ieși, îi trebuia aprobare, binecuvântare de la Patriarhie, nu i s-a dat și tot proiectul a căzut. Nu i s-a dat de parcă Mihai Viteazul ar avea COVID și ne contaminăm cu toții de unire, de patriotism. Cine știe de ce ne contaminăm, așa că trebuie să rămână acolo. Deci tot proiectul nostru care ar fi avut o rezonanță națională, după părerea mea, pentru că Mihai Viteazul nu a fost oricine în istoria asta a noastră. Așa cum am spus, fără el n-am fi reușit niciodată să facem România mare. Dar uite cum stau lucrurile. Dosarul de canonizare a rămas blocat după moartea lui Nestor Bornicescu și uite așa stăm pe loc. Dar nu cred că stăm pe loc, noi mergem mai departe. Eu unul mi-am propus să rămân viu până în ultima clipă de viață, cât va fi ea. Așa, pentru că unii mor înainte de a muri, sunt trăiesc ca morți, jumătate de viață, 10 ani, sau poate să și nasc morți, pentru că nu interesează nimic din ceea ce vorbim noi acum. Să punem ideea aceea, Miron, că am militat pentru ca osemintele de la Plăviceni și capul de la Târgoviște, de la Mănăstirea Doru, să fie întregească trupul, cap și oseminte, la Alba Iulia și ideea ar fi că probabil atunci și România ar fi reîntregită. Cine știe dacă nu va fi acela un miracol? Atunci și capul osemintele se întregească. Cred același lucru, pentru că până nu se va întregi trupul întregitorului, poate nici noi nu o să ieșim din starea asta de dezbinare istorică în care ne învălăcim. Dați-mi și mie voie. Bună seara și bună ziua. M-auziți? Salut, George! Salut, George! Bună seara! Bună seara! La mulți ani nouă, la mulți ani tuturor românilor răzbindeni. Eu absolut am așa niște... o persoană mai emotivă, poate mai mult acum, pentru că Dumnezeu nu doarme și ceea ce mi-am dorit și am spus să pot cunoaște, să pot să am preajma unor români adevărați valori și iată sunt alături de trei dintre probabil foarte multe valori ce mai stau ascunse sau sunt la vedere. Iar în dreptul domnului Nicu Covaci e un vis care mi s-a împlinit deodată virtual, ca să spun așa. Pentru că am crescut cumva și cu muzica Phoenix și cred că este printre singurile formații și dumneavoastră, domnul Nicu Covaci, printre singurii cantautori ce într-adevăr aveți mesaj foarte clar în tot ceea ce ați compus și ați cântat. Și nu doar mesaj artistic, ci și mesaj către noi ca români. Și cu atât mai mult vă mulțumesc că mi-ați îmbunătățit adolescența, m-ați crescut, în ghilimele spus, într-un mod indirect, educațional, să spun. Ce vreau să spun și legat de ce ați început dumneavoastră să vorbiți, am o tristețe, deși n-aș avea voie la 4-5 de ani să fiu trist, dar am o tristețe, pentru că România, am senzația și sper că nu sunt o prostie, este un sac fără fund, de care noi nu știm sau nu mai vrem să ne bucurăm, metaforic vorbind, evident, să o punem în valoare, să devenim ceea ce se numește un limbaj modern scoută, să scoatem România adevărat la suprafață, să îi împingem în față, să îi susținem, să, nu știu, orice ca să creăm precum stupul de albine, nu mai avem regina, mai pe scurt. Iar albinele zboară acum care cum apucă și nu au direcții. Nu au cum să mai întoarcă la stup pentru că nu există regina. Neexistând regina, nu putem să ne întoarcem la stup. Cred că e o comparație destul de bună. Nu le despre nimeni.
Legat de educație, generația de după mine, aici este și mai mare tristețea. Nu se mai spune nimic în școli, în case chiar, nu numai în școli, în case. Nu se mai povestește. Mi-aduc aminte în copilărie și în adolescență că ai mei părinți mă băteau la cap nu atât să citesc lecția de istorie, cât legendele de la finalul lecțiilor de istorie. De acolo găseai cea mai curată informație legată de domnitorul respectiv, legată de perioada respectivă în istoria noastră. Ce se întâmplă acum este, i-am mai spus-o și domnului Doru și domnului Miron, e un fel de separare a grâului de neghină, perioada separării grâului de neghină. Adică, din punctul meu de vedere, vom rămâne doar la cei care avem sufletul curat, adică care doza de patriotism nu a fost afectată sau a fost în permanență reîncărcată într-un mod real. Asta e părerea mea. Nu știu dacă greșesc cu ceva sau dacă am gândit cu ceva. Ascultându-l pe George acum, actorul George Hodor, la 45 de ani, spunând că a crescut cu muzica, cu simbolul Phoenix, care însemna încă de la începutul libertate, de altfel. Gândindu-mă că anul acesta Phoenix împlinește 60 de ani de când există. Anul viitor. Mă rog, 59 sunt, da. Eu cred că acest simbol al lui Phoenix și libertatea, pentru că foarte mulți români de pretutindeni au crescut cu această muzică, acum fiind nu numai în Spania, în Italia, în America, în Canada, în Europa peste tot, nu cred că este român plecat peste otare, la între generație, să nu știe de Phoenix. De ce n-am folosit curentul Phoenix, curentul libertății? Așa cum în urmă cu câțiva ani, când Nicu încerca, numai o clipă Miron, acum câțiva ani când Nicu încerca cu o forță extraordinară să încerce să rămână în România, să facă muzică, să facă concerte în țară, atunci am spus ar trebui lăsat, dat cât se cuvine marelui Nicu Covaci ca să facă trasee în România cele de educație. Prin muzica sa, prin mesajul, prin versurile pe care versuri care veneau, am înțeles, de la Nicu după ce construia muzica și erau extraordinare și erau pline de patriotism. Dar eu cred că nu doar, iartă-mă Doru, scuze, îmi cer scuze. Eu nu cred că doar simbolul de libertate lansat de domnul Covaci și Phoenix. Cred că ar trebui să ne uităm cu mai multă atenție ceea ce înseamnă Phoenix-ul ca pasăre. Să renaștem nu doar prin forța libertății, ci printr-o forță interioară să ne o găsim, ca am spus de albine. Să ne regăsim libertatea forța noastră, fie... Libertatea în simțire, George, în sensul acesta. Libertatea în simțire. Miron, ia făt un proiect repede acum, Miron. Mi-a venit o idee și care va intra în proiect, dacă Nicu e de acord. Rețeaua profesioniștilor se numește Renaștem. Rețeaua profesioniștilor Renaștem. Phoenix poate fi simbolul acestei rețele pentru că este simbolul renașterii. Ce zici, Nicu? N-am nimic împotrivă atât timp cât cei care renasc sunt pozitivi și vor bine. Pentru mine nu există decât bine și rău. Și pentru bine sar în foc și am demonstrat-o. Dar răul pedepsesc. Nu trebuie să fim comozi. Să facem slalom, să nu mă lovească pe mine, să lovească pe ăla. Trebuie să înlăturăm răul. Trebuie să avem și raspinări. Ai niște repere în față. Sunt cu tine. De câțiva dintre noi, cum să zic, pe câțiva dintre noi știu că pot să-i creditezi. Și eu încerc să-i creditez pe alții, în speranța că vor face, se vor ține de angajamentul de care am vorbit. Am vorbit eu mai devreme. Deci atâta timp cât lucrurile astea sunt valabile, da, Phoenix-ul poate fi simbolul renașterii. Pentru că, deci nu mai simbolul renașterii, dar apoi și simbolul libertății mele. Eu am învățat libertatea de la Phoenix. Așa, pentru mine Phoenix-ul a fost o chestie sacră.
Așa și ce bine că sunt prieten cu cel care a generat, cum să zic, înseamnă că nu ne dăm bătuți. Dacă renaștem, orice ni s-ar întâmpla, merge mai departe. Nu ne dăm bătuți. Dar suntem condamnați să fim mai presus de noi înșine. N-avem încotro. Gianni, spune-ne și tu două cuvinte, că ne-ai ascultat numai pe noi până acum. Da, l-am ascultat, dar nu numai eu, l-am ascultat românii de pretutindeni care găsesc în domniile voastre un simbol și un etalon. Fiindcă se apropie așa pe nescusă masă timpul de finalul intervenției, aș vrea să vă dau cuvântul și aș vrea câteva cuvinte o urare românilor de pretutine, câteva cuvinte de îmbărbătare și de întărire, și o să o iau în ordine inversă ca să-i dau lui Nicu posibilitatea să aibă ultimul cuvânt, având în vedere că el este liderul incontestabil al românilor din Spania, patriarhul românilor din Spania, cum îmi place mie să spun, dar și liderul diasporenilor de pretutindeni. V-aș ruga câteva cuvinte și să încheie, fiindcă știu că mesajul lui este profund și este foarte bine primit de frații și de surorile noastre de pretutindeni. George, te rog. Da. Eu mi-e strimă? Da. Adică cei din nou vor fi cei din tâi. Da. Îmi permit să transmit un alt fel de mesaj, un mesaj în versuri, plăcând în poezia, Doru și cu Miron și Mircea știu. Și am să încerc să dau rostire unei poezii scrise de Ioan Nenitescu, se numește Voința neamului, nu cred că am ales-o întâmplător. În țara noastră românească vrem înșine stăpân să fim și stăpânirea țării noastre cu nimenea nu împățim. Și nu vrem noi românii fruntea-n veci la nimeni să plecăm și din moșie nicio palmă, o unghie. Nu vrem să închinăm popoare sub mândru sceptru românesc, ci să trăim din viața noastră și dreptul nostru strămoșesc. Nici la răpiri de zborul dorul, dar vai de cea a îndrăzni, știbiri moșiei a ne face el cu viața. Va plăcut. Căci de moșia această bună vrem înșine stăpân să fim, și stăpânirea ei cu nimeni nu cugetăm să o împărțim. Acesta e mesajul. Iar din partea mea, George, nu doresc altceva decât să avem forța să ne trezim, să ne iubim țara cu sufletul și nu ca așa am văzut la alții, cum simțim noi și cum simțim noi. Nu cred că simte vreo nație pe acest pământ, pentru că suntem unici. Și atunci, haide să ne strângem cât mai mulți și să reurnim această țară pe drumul care trebuie, nu pe unde este acum. La mulți ani români, la mulți ani nouă și să ne vedem cu bine în România. Miron, îndrăznești? Îndrăznesc, uite că mi-a stârnit instinctul liric. Eu am să lansez un fel de avertisment a celor care doar vorbesc despre simbolurile noastre și care doar se declară patrioti. Mai sunteți voi atât de frumoși încât să-mi smulgeți mâinile din umăr, dacă pe atâți argini cât știu să număr aș vinde în gâturi poze cu strămoși, ați mai putea lovi în cel ce minte, când înșivă, pe înșivă mințiți, cu suflete opalizi, eremiți, arzând în voi nici cât un bob de linte? Vedeți, prieteni, cui ciopliți vreun herb, căci în clepsidre vi se scurge votul, nu în festive urne sau cutii, cum nu în cratițe vulcanii fierb. Deci, dacă eu aș fi Iscariotul, care din voi întâiul m-ar izbi? La mulți ani, România! Două momente lirice. Eu le mulțumesc tare mult.
mi-au prins bine în suflet. Eu voi fi mai prozaic, spunând că de când mă știu... Poftim? Prozastic. Mă rog, da, mă corectez tu că tu ești specialistul. De când mă știu, am ținut la ceea ce înseamnă românesc aici sau afară. Fiind din zona Banatului, știe bine Nicu, de la noi din Banat, Timișoara, din zona aceea frumoasă de țară, foarte multă lume a plecat în timpul regimului, chiar legal. Unii au traversat ilegal, dar foarte mulți legal. Și am avut șansa să ajung la ei și înainte de 90, prin transmisiune sportive care le-am făcut, oriunde am fost, pe orice continent unde au fost competițiile și am găsit români, m-am întâlnit cu ei, promovând aceeași idee de neînstrăinare, de prietenie, de dragoste de țară. Și mai ales după 90, același lucru, și cât am condus studioul acela de radio pe care l-am titorit Radio Reșița și am fost în legătură cu români de pe tot globul prin emisiunile în direct care le-am realizat acolo. Și acum rămân pe aceeași poziție, cu atât mai mult că în Uniune am șansa unor buni prieteni, oameni devotați aceleași idei de românism. De aceea lansez acum, în această zi a românilor de pretutindeni, pe care înțeleg a fi român din diasporă, un alt concept și altfel privit, dar și românilor care au plecat nu de mult în țară, din țară, ca și celor care sunt în jurul granițelor, sunt și tot de pretutindeni și peste graniță, să nu uite dragostea de țară și eu cred că sentimentul de prietenie față de semeni, față de români și față de tot ceea ce este românesc. Cu un gând bun. Vă mulțumim mult, domnule președinte. Vă mulțumim. Vă dorim o zi minunată. Dumnezeu să ne o protească. Încheiem Nicu Covaș, Patriarhul Românilor din Spania. Dragii mei, pentru că eu nu sunt atât de bogat în vocabular, eu mă exprim prin muzică. Muzica mea trezește niște tensiuni emoționale și care te duc acolo unde trebuie. Am puține cuvinte de spus și cuvintele mele sunt scrise și pe t-shirt-urile noastre, pe spate scrie foarte clar. Găsește-ți și răspinării și învață să spui nu. Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe pământul României. Iar varea din hol de fiară, iar dușmanii din țară, între noi să nu mai fie decât flori și omenie. Măi muntene, măi vecine, vino să te prinzi cu mine și la viață cu unire și la moarte cu frățire. Unde-i unul, nu-i putere, la nevoi și la durere, unde-i stoi, puterea crește, ci dușmanul nu sporește. Amândoi suntem de-o mamă, de-o făptură și de-o samă, ca doi brazi într-o tulpină, ca doi ochi într-o lumină. Amândoi avem un nume, amândoi o soartă în lume. Eu sunt frate, tu ești frate, în noi doi un suflet bate. Vin la Milcov cu grăbire, să-l secăm dintr-o sorbire,
ca să treacă drumul mare peste-a noastră vechi hotare și să vadă sfântul soare într-o zi de sărbătoare, ora noastră cea frățească pe câmpia românească.